Nici dacă ar fi putut să comande rezultatele rundei a șaptea din Liga Secundă la fotbal și săgeata Năvodari nu ar fi beneficiat în asemenea măsură de ele. Sportul studențesc, liderul autoritar al seriei, a stat la fel ca și săgeata. Celelalte trei contracandidate la locurile promovabile, CS Otopeni, Delta Tulcea și FC Botoșani, au jucat în deplasare și au suferit eșecuri. Delta a pierdut la Slobozia, scor 2-1 pentru Unirea. Otopeniul a cedat 2-3 la Brăila, iar FC Botoșani a fost învinsă 2-0 la Târgoviște de Chindia. În aceste condiții, clasamentul nu a suferit modificări la vârf și, ceea ce este și mai interesant, distanța dintre echipa năvodăreană și principalele contracandidate nu s-a mărit, deși săgeata a stat două etape consecutiv. În runda următoare, formația pregătită de Aurel Șunda va juca în capitală cu Sportul Studențesc sâmbătă 20 octombrie de la ora 11, iar în etapa a noua la Năvodari cu CS Otopeni. Sunt două jocuri care pot configura podiumul seriei Est în turul campionatului.